Autobloc.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova. Iată că a venit momentul mult așteptat când pot să testez noul Land Rover Discovery 5. De ce așteptat? Pentru că mie îmi plac la nebunie mașinile care sunt bune în off-road. Din această cauză vă rog să mă credeți că am încercat din răsputeri să păstrez mașina super curată pentru primul stand-up și mi-a reușit până nu am ajuns să-l fac din mijlocul unui râuleț. Bine v-am găsit, dragi prieteni, o mașină mai specială are nevoie de un stand-up de început, ceva mai special. Astăzi testez noua generație Land Rover Discovery 5, o mașină despre care britanicii spun că poate merge pe toate tipurile de teren. Ei bine, eu am ajuns cu ea unde am ajuns, acum trebuie să ies și să vedem ce poate. Land Rover Discovery își începe istoria tocmai în anul 1989, atunci când a fost anunțat la salonul auto de la Frankfurt. Mașina a cunoscut un succes remarcabil peste tot în lume. Astfel, până în prezent, mai bine de 1,2 milioane de exemplare au fost vândute. Noul Discovery 5 vine să crească această cifră și mai mult, cu ajutorul unor avantaje puternice, cum ar fi dimensiunile considerabil mai mari, cele 3 rânduri de scaune, tehnologiile de ultimă oră, motoarele puternice și o greutate redusă cu tocmai 480 de kilograme. Înainte de a vedea această mașină pe viu, am tot auzit tot felul de păreri, precum că Discovery 5 deja nu mai este un automobil la fel de agresiv, precum era, spre exemplu, Discovery 4. Mie chiar îmi place cum arată noua generație Discovery 5. Este o mașină mult mai stilată și care se încadrează perfect în limbajul de design al celor de la Land Rover. Și atunci când, iată, ai mașina amplasată atât de frumos sau când o vezi pe stradă și îi vezi dimensiunile, din start o să înțelegi că este vorba despre un Discovery 5 în fața ta. Este o mașină care știe să facă foarte multe lucruri, atât pe asfalt, cât și în afara lui. Noul Discovery măsoară aproape 5 metri în lungime și este mai lat față de generația anterioară cu 5,1 cm, chiar dacă pun pariu că mulți dintre voi erau siguri că noul Discovery arată mai îngust ca modelul anterior. Noile dimensiuni au generat și mai mult spațiu în interior, iar eu nu am ezitat să testez acest lucru. Vreau să vă arăt cât de încăpător este portbagajul acestui model standard în varianta cu 5 locuri. Oferă 1146 de litri, deci este destul de încăpător. Însă dacă vă doriți, puteți rabata, iată, și scaunele din spate, iar astfel volumul va crește până la tocmai 2406 litri. Pe această chestie, iată, pot sta până la 2 sau poate chiar 3 adulți. Important este ca greutatea acestora să nu treacă de 300 de kilograme. Însă eu vreau să vă arăt totuși cât este de încăpător acest portbagaj. În caz de ploaie, vă puteți pune aici împreună cu prietenii și juca, nu știu, zic eu, cărți sau table, depinde ce vă place, sau poate dacă vă vin în cap și alte activități, le puteți face aici foarte ușor. Este o mașină foarte încăpătoare, până la 2 metri aveți aici pe lungime, deci se poate dormi foarte ușor în Discovery 5. Trecând la spațiul pentru pasagere, acesta la fel a crescut semnificativ mulțumită ampatamentului mai mare cu 4 cm. În configurația cu 7 locuri, britanicii spun că în mașină își pot găsi suficient spațiu tot atâția adulți, toți având o înălțime de 1,85 m. Apropo de scaune, noul Discovery 5 pune un accent foarte mare pe rândul 3 de scaune. Acum acesta, cât și rândul 2, pot fi rabatate cu ajutorul unei aplicații mobile de la distanță sau prin apăsarea butonului
telefoanelor ce pot fi găsite în portbagaj. Revenind la designul care îl vedem pe noul model, acesta nu are doar un rol estetic. Datorită formelor mai fluide, inspirate la maxim din cele văzute pe conceptul Discovery Vision încă câțiva ani în urmă, noul Discovery 5 are o aerodinamică mult mai bună, efect ce a avut un impact și asupra consumului de combustibil. Inițial în țara noastră, noul Discovery 5 va fi disponibil cu două propulsoare. Puteți alege fie un turbodiesel de 3 litri V6 care produce 258 de cai putere și livrează 600 de Nm, fie propulsorul pe benzină la fel de 3 litri V6 turbo care produce 340 de cai putere. Sub capota mașinii pe care o testez stă turbodieselul de 3 litri, după cum v-am spus mai devreme. Este un automobil care trage destul de bine și care, iată, are posibilitatea să tracteze o greutate de până la 3,5 tone. Poate accelera în 8,1 secunde până la 100 de km la oră, iar viteza maximă este de 209 km la oră. Deci este un motor destul de potent, îl încercăm ceva mai târziu pe traseu. În mers, motorul de 3 litri turbodiesel dă dovadă de multă putere. Acesta este cuplat standard la cutia automată ZF cu 8 rapoarte care schimbă fără ezitare treptele. Ceva mai târziu în Moldova ar putea fi disponibil și motorul turbodiesel cu 4 cilindri și o capacitate de 2 litri ce produce 240 de cai putere. Din informațiile pe care le avem, acest motor ar putea fi disponibil deja din toamna acestui an. Mașina dă dovadă de un ruliu ceva mai pronunțat pe viraje, însă comportamentul acesteia pe curbe rămâne a fi previzibil. În ciuda acestui fapt, fiți sigur că un Discovery 5 este mult mai ușor de condus ca un Discovery 4. Mi-aș fi dorit ca suspensia să fie mai puțin gălăgioasă pe drumurile denivelate sau cele de țară, și asta pentru că zgomotele provocate de ea pătrund în habitaclu. Poziția la volan este excelentă, iar aici a jucat un rol important decizia celor de la Land Rover de a amplasa scaunele cu 5 cm mai sus. Șoferul are în față un cadran de bord clasic, care este ușor de citit. Volanul este mare, dar comod în mâini. Sunt o sumedenie de spații de depozitare în această mașină, fapt care îi va bucura mult pe familiștii cu mulți copii. Tehnologiile nu lipsesc și ele. Noul Discovery 5 poate fi echipat cu un head-up display, sistem audio Meridian, cruise control activ, sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere, parcare automată, sistem de menținere a benzii de rolare, 4 camere video ce oferă o panoramă de 360 de grade în jurul mașinii sau chiar cele 9 porturi USB. Să nu uiți și de sistemul InControl Touch Pro, cu al său monitor tactil color de 10,2 inch, pe care puteți vedea datele sistemului inteligent de navigație, ce vă poate sugera un loc de parcare în preajma destinației. Cine m-a pus să mă bag pe aici, idei n-am. Dar înainte ca să ajung pe un traseu normal, iată că totuși trebuia să trec eu pe aici. Nu văd nimic. Absolut nimic nu văd în față. Idee nu am ce greutate poate ține acest pod improvizat. Așa, parcă am ieșit de aici. Doar priviți cât de protejată este această mașină în partea de jos. Din uzină, Discovery 5 vine cu scuturi din oțel puternic. Asta ca să evitați lovituri la motor sau cutie ce pot aduce consecințe grave. De altfel, ele pot fi evitate prin ridicarea suspensiei până la o înălțime de tocmai 28 de cm, cifră care poate crește automat la tocmai 36 de cm în cazurile când senzorii mașinii vor detecta că SUV-ul a fost așezat pe zăpadă sau noroi. Vreau să vă arăt totuși cum lucrează sistemul de tracțiune integrală de pe Discovery, care este unul dintre cele mai avansate. Pornesc acum motorul. Această manetă, de fapt, tipică acum pentru modelele Land Rover, Jaguar, Range Rover, ca de obicei, este în sus. Am modul Drive selectat. Ca să ridic un pic mașina, iată, o să apăs pe acest buton. Și am acum câteva moduri. Sistemul Terrain Response 2 are în mod normal și modul Auto, nu este pe această versiune. Deci, primul mod este cel de iarbă, zăpadă, macadam, al doilea este pentru noroi, mai am un mod pentru nisip și al patrulea este pentru pietre, dar trebuie să selectez și modul low. Modul low se selectează în felul următor, pun, iată,
cutia de viteză în treapta neutră și acum apăs, iată, pe acest buton. Acum această mașină o să fie foarte bună pe off-road și o să tragă mult mai bine și va avea grijă ca să ieșim din absolut orice situație. Iată nodul low, puteți vedea cum se lucrează doar cu treptele inferioare. Apăs mai tare pe accelerator și nu vrea să meargă mașina mai mult. Bun, noi acum nu mergem pe o suprafață plină de pietre, doar am vrut ca să vă arăt, dar o să selectăm acest mod ceva mai târziu. Hai să oprim acum toate chestiile astea, pentru că trebuie să mergem și să trecem de un râu. Uite, acolo o să selectăm toate aceste moduri, ceva mai interesante. Marea noutate este că în cazul lui Discovery 5, la fel ca și pe Range Rover, s-a renunțat la caroseria pe cadru dur. Acum suspensia pneumatică și sistemele electronice foarte performante vor fi cele care vor avea grijă ca mașina să fie foarte bună în afara asfaltului. Este foarte moale această mașină pe aceste drumuri denivelate, îți inspiră foarte multă încredere că te poți băga pe absolut oriunde și credeți-mă că eu nu am ajuns la 100% din posibilitățile pe care le are Discovery 5 în afara asfaltului, pe off-road. Dar totuși, cât de multă încredere îți inspiră această mașină? Dacă aș mai fi avut și modul automat aici la sistemul Terrain Response 2, eu glumeam întotdeauna de acest mod, și anume că oricine, nu contează că este băiat sau fată și care este foarte departe de off-road, poate deveni un off-roader adevărat, pentru că lăsând în modul automat, mașina va face absolut totul. Ea va depista suprafața de drum pe care merge și va avea grijă să ajusteze suspensia, cutia de viteze, modul în care lucrează, iată, tracțiunea pe fiecare dintre roți și, de ce nu, și sistemul de stabilitate. Pe aceste drumuri acum pline de pietre, chiar dacă am un mod pentru asta, nu îl voi folosi. Am ridicat doar la maximum suspensia acestui Range Rover și am grijă doar să mențin direcția de mers, pentru că se descurcă de minune. Mergând pe această suprafață de drum, chiar nu-mi păsa că am roți de 20 de inci pe mașină. Băieții de la Land Rover Moldova mi-au zis că o puteam face liber și pe roțile de 21 sau chiar 22 de inci. Mie îmi plac foarte mult mașinile cu dublă personalitate. O să vorbesc mult despre asta în următorul test drive cu Volvo V90 Cross Country, dar până atunci vreau să vă zic de ce îmi plac ele atât de tare și este valabil și pentru Discovery. Nu-mi place o mașină care este bună doar la un singur lucru și doar atât, da? În afară de mașinile sportive. Cele ceva mai, să zic eu, coborâte pe pământ, iată, trebuie să vă ofere mai multe personalități, astfel încât mașina să fie cât mai aproape și de nevoile voastre, da? Cu un Land Rover Discovery 5 poți merge foarte ușor la o întâlnire de afacere, să ai mașina curată, frumoasă, și dacă te vei parca cu ea în fața unui local sau dacă vei ajunge cu ea la birou, întotdeauna vei demonstra că ești un om de afaceri foarte reușit și care a obținut multe în viață. Însă, din momentul în care, iată, ieși pe astfel de drumuri și selectezi modul preferat sau modul potrivit pentru suprafața de drum pe care mergi, acest Discovery 5 se transformă într-un off-roader pur sânge și va ști să iasă din toate situațiile. Deci asta îmi place cel mai mult. Este o mașină cu dublă personalitate și eu respect foarte mult chestia asta la automobile. Partea bună este că noul Land Rover Discovery 5 este foarte bun și prin vadurile de apă. Am testat acest lucru traversând răutul, care în acest loc are o adâncime mai mică decât cea maximă de 90 de centimetri, căreia acest SUV îi poate face față. Mergând mai departe pe aceste coline, am mai vrut să mai testez un lucru, și anume rigiditatea caroseriei din aluminiu de pe Discovery, care a permis o reducere de greutate atât de substanțială. Chiar mi-am dorit să văd dacă această soluție a adus cumva consecințe negative. Și totuși, cât este de greu să pui mașina asta în două roți. Este foarte greu, dar iată că mie mi-a reușit. Stai așa. Deci mai iau.
aceste jante, nu prea îmi permit să mă joc așa cum îmi place mie cu această mașină. Dar nu este doar pentru distracție ceea ce vă arăt eu acum, dar vreau să vă arăt și rigiditatea caroseriei. Puteți vedea că joc cu acest automobil acum doar apăsând cu piciorul pe roata din spate. Iar în mod normal la mașinile cu o caroserie ce are o rigiditate ceva mai proastă, în mod normal nu poți deschide ușa din spate. Vedeți, aici se deschide foarte ușor și mergem să vedem și în partea aceasta. Pentru că aici ar putea să fie cele mai mari probleme foarte ușor. Deci are o caroserie foarte bună noul Discovery 5. Și credeți că nu voi încerca să trec peste această pantă, greșiți? Haideți să vedem, se va descurca sau nu. Așa. Centura. Hai. Hai. Trebuie să am roata din față. Cred că este în aer. Mai oprim un pic. Nu facem chiar tot deodată. Uite așa. Se testează un Land Rover întotdeauna. Trebuie să știi cum să conduci această mașină ca să arăți absolut tot ce poate. Este extraordinar acest model. Acum roata din față ar trebui să se cadă. Doamne, cât este de ușor să mergi cu această mașină pe absolut oriunde. Extraordinar! Ok, acum că am clarificat aceste aspecte, vă invit să aflați care sunt costurile de cumpărare și asigurare pentru noul Land Rover Discovery 5. În Moldova, prețul unui asemenea model pornește de la 53.500 de euro pentru versiunea cu motor pe benzină de 3 litri și 340 de cai putere. În timp ce varianta turbo diesel, la fel cu motor de 3 litri, începe de la 60.800 de euro. Noi însă vom face calculele pentru varianta testată, care ne-a fost oferită în versiunea HSE, la care s-au adăugat câteva dotări opționale. Prețul acesteia este de 70.630 de euro. Astfel, cu un avans de 40%, va trebui să achitați din start 28.252 de euro, pentru ca ulterior să mai plătiți câte 1.891 de euro timp de 24 de luni. Trecând la asigurare, vă recomandăm să apelați la rapidasig.md, brokerul de asigurări cu cele mai calitative servicii. Astfel, costurile de asigurare obligatorii ar fi de 1069 de lei, în timp ce asigurarea casco vă va costa 2825 de euro în primul an. Iată că am ajuns la finalul test drive-ului cu Discovery 5, o mașină care m-a cucerit pentru faptul că te poate duce în niște locuri extraordinar de frumoase, așa cum suntem și noi aici la Trebujeni și iată ne bucurăm de această priveliște fenomenală. O mașină care știe să meargă bine pe asfalt, care are foarte mult spațiu și este foarte bună pentru o familie și care, iată, îți poate arăta aceste locuri frumoase. Extraordinar, noul Discovery 5. Autoblog.md alimentează doar cu combustibil de calitate în stațiile Lukoil Moldova.